Sportivii care au obținut rezultate remarcabile la competițiile internaționale vor primi premii cu 50% mai mari. Este anunțul de ultim moment al premierului Nicolae Ciucă. Declarația prim-ministrului a fost făcută cu ocazia ceremoniei de decorare desfășurată la Palatul Victoria, eveniment de la care ministrul sportului Eduard Novac a lipsit. A devenit campion european la Caia Canoe la München. A obținut aur la 1000 de metri și bronz la 500 de metri, alături de antrenorii Florin Popescu și Petre Condrat. Felicitări! Am avut o analiză la nivel guvernamental. Am discutat împreună cu domnul secretar general, cu Ministerul Finanțelor și am luat decizia ca în ședința de guvern, nu cea de mâine, pentru că timpul este foarte scurt, ci în următoarea, să majorăm premiile care vă sunt acordate prin hotărârea de guvern 1447 din 2007 cu 50%. Și este un gest cât se poate de firesc, în baza resurselor pe care le avem. Sigur, încă o dată, am făcut un gest pentru a recompensa meritul lui David Popovici după 48 de ani. Am fi vrut să putem să facem același gest și să acordăm același premiu pentru toată lumea. În momentul de față, bugetul atât ne permite. Felicitări!